Polițiștii Sălăjeni au prins miercuri 24 februarie 6 persoane suspecte de comiterea unor furturi și au reușit în proporție de peste 50% recuperarea bunurilor. Primul inculpat i-a sustras unei persoane geaca în care avea mai multe bunuri. Prejudiciul cauzat de acesta se ridică la suma de 500 de lei, fiind recuperat în totalitate și restituit părții vătămate. De altfel, alți trei bărbați au pătruns într-o anexă dintr-o localitate de unde au sustras produse alimentare de 300 de lei. Din prejudiciul cauzat s-a recuperat aproximativ 50%, fiind restituit păgubitului. Furturile nu s-au oprit aici, astfel că două minore au sustras de la un localnic suma de 430 de lei, 220 de lei fiind recuperați și restituiți persoanei vătămate. Față de cele 6 persoane, polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat.